Este bine și să vorbești singur câteodată. Oricum, mi se pare interesant cum Miley Cyrus a luat această melodie care a fost dedicată la nuntă, înțeleg, de fostul ei soț și a inversat totul. Și mi se pare foarte cool că, nu știu dacă știi, dar ea a purtat în clipul respectiv un costum pe care îl purtase fostul ei soț în momentul în care i-a spus să se potolească la un eveniment și de asemenea a filmat într-o casă în care el a înșelat-o cu, nu știu, 450 de milioane de femei. Bine, bănesc. În fine, nu e cazul Annelies. Dar de ce? De ce? De ce n-ar putea fi cazul ei? Nu, e cazul... O fată poate să viseze o video. Tu înțelegi că tu de-abia acum realizezi că are leuștean în mână? Nu, cred că e pătrunjel. Ceea ce spune foarte multe despre abilitățile tale de cooking, cu toate că m-ai bătut rău de tot. Deci iată, o legătură de o voce din cer ne spune, o legătură de mărar și una de pătrunjel. Mă bucur pentru ea. Raluca, tu? Te bucuri? Eu n-am TikTok. Nu... Păi, dar nu v-a spus să nu mai chemați la emisiune oameni din ăștia. Și nici nu accesez, sunt mai de modă veche și chiar nu știu, nici n-am aplicația. Deci pentru tine asta e o premieră internațională ce vezi acum. Mai văd și pe Instagram am, dar... Sincer, stai liniștită pentru că oricum încearcă să-l interzică în Statele Unite și probabil că va fi interzis în curând și în Europa. Deci... TikTok-ul. Da. Să vor reglementa. În fine, revenim la prietena noastră. Ok, nu are rost să comentăm ținuta, că e mult spus o ținută, dar putem puncta umorul. Pentru că mie întotdeauna... Da, Oana Lis mi s-a părut... O tipă amuzantă. Foarte amuzantă, dar vine, povestea ei fiind atât de dubioasă, e greu să vezi și omul din spatele poveștii. Da. Dar altfel mi se pare, nu știu, e foarte dedicată situației. Văd că mai are umor, în spine, sper că e umor. Umorul chiar e prezent în imaginile acestea. Adică da, faceți referire... Melodia era tot a ei, nu? Adică era de pe imaginile... E melodia lui Miley Cyrus. Da, dar era de pe imaginile ei? Da, de pe imaginile ei. Ok, atunci presupun că a vrut să facă ceva în sensul acesta, pentru că pătrunșelul, leușteanu sau ce este, mărarul... Nu știu, o aluzie, tot... poate? Da, nu, nu. La ce... La o ciorba poate de tot ceea ce primește în sensul de mai mult. Nu înțeleg unde bați. Pot să fii mai explicită? La flori mă refeream. Te ne-am adus bărbatul flori. Asta încearcă să zică fata. Exact. Și n-am înțeles, ce trebuie să aducă bărbatul flori? Adică... Nu, probabil. Câteodată e frumos ca partenerul tău sau partenera bine, ta de afară viață de florile să aducă ceva acasă. O dată pe săptămână, așa, nu? Măcar o dată pe săptămână. Și dacă ți aduce și, leuștean și... Și acum mai contează cum ar veni și cum zice și ea. E mai interesant. Pentru unele persoane contează mai mult asta, știi? Sunt persoane excentrice care își pun în vază pătrunjelul. Da. Nu o să le judecăm noi acum. Ok. Să rămână cu pătrunjelul lor. Oricum, Oana Lis, mulți followers pe TikTok vă dorim. Ai mai mult decât o video. Data viitoare încercați și alte legume și fructe. Trecem...